Am revenit, doamnelor și domnilor. Liderii politici de la București au ajuns ieri la un acord de principiu pentru reducerea accizei la carburanți, precum și pentru prelungirea actualei scheme de plafonare și compensarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Astfel, acciza la carburanți ar putea să fie redusă cu 50% pe o perioadă de 3 luni, cu aplicare mai devreme de 1 aprilie. Așa că invitatul de la această oră este Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. În ce mod va influența plafonarea facturile de energie și gaze? În primul și în primul rând aș vrea să salut această decizie. În situația în care nu s-ar fi întâmplat nimic, la 1 aprilie am fi trecut brusc de la un nivel al prețului plafonat la 0 lei pe megawatt la oră la energie electrică și 0,31 lei pe megawatt oră la gaze naturale, la prețurile care sunt în contract, prețuri care în unele situații sunt sau depășesc chiar 1000 de lei megawattul la gaze naturale, 1,3, 1,5, 1,6 lei megawattul la energie electrică. Aceste situații practic ne-ar fi pus într-o poziție foarte dificilă pe noi ca și consumatori. Tocmai de aceea această inițiativă este una salutară. În același timp apreciez că puteau să fie niște măsuri mai constructive, mai bune, atât din perspectiva impactului care această plafonare compensare o are asupra prețului energiei și a gazelor din facturi, cât și din perspectiva eficienței aplicării acestei metode. Din păcate, am constatat cu toții în această iarnă că această lege a plafonării compensării a avut foarte multe probleme, a creat foarte multe discuții, a avut foarte multe lacune în modul în care ea a fost realizată și implementată. Domnul Chisăliță, da, ceea ce e puțin mai greu de înțeles poate, cât poate să funcționeze această variantă de a plafona niște prețuri? Că nu poate să fie o chestiune care merge la nesfârșit, pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt foarte mulți care spun că trecerea la această piață liberă poate nu trebuia făcut așa și era mult mai bine să rămânem la o piață reglementată. Bun, haideți să împărțim discuția. Deci o plafonare nu poate să fie decât pe termen scurt. Tocmai. Încă o dată, metoda asta de plafonare și compensare și-a arătat colții, în sensul că n-a fost una deloc eficientă, am văzut cu toții. Tocmai de aceea eu și noi ca și asociația am considerat că e nevoie de alte tipuri de măsuri pe care le-am și propus guvernului, le-am și prezentat unui prim-ministru. Dar în același timp vedem și faptul că timpul trece, deci discutăm de potențiale măsuri la 1 aprilie de aproape o lună de zile și nu se întâmplă nimic. Tocmai de aceea spuneam că e salutar, măcar s-a făcut ceva. Puțin, prost, dar s-a făcut ceva. Nu poate să meargă această lege mai departe pentru că se blochează practic atât partea de piața a energiei, a gazelor naturale, cât și partea economică prin acele resurse mari care trebuie disponibilizate din alte părți, în general din investițiile pe care România trebuia să le facă. În ceea ce privește aspectele legate de cum va arăta viitorul, lucrurile clar că trebuie să plece de la cauzele care au determinat ceea ce se întâmplă în momentul de față, iar cauzele sunt de natură internă și de natură externă, bineînțeles, cele de natură externă putem să le diminuăm, cele de natură internă putem să le combatem în totalitate. Domnule Chisăliță, asta ce înseamnă? Că în câteva luni ne putem aștepta din nou la facturi mari? Este o măsură care e menită doar să le dea timp pentru noi decizii guvernanților? Sau ne bucurăm că vine vara și atunci o să folosim mai puțină energie electrică și mai puține gaze pentru încălzire? Deci cu siguranță că venind primăvara o să consumăm mult mai puțin, facturile vor fi mult mai mici, impactul atât al energiei cât și a gazelor naturale va dispărea, să spunem, sau se va diminua semnificativ pentru români. În același timp, trebuie să avem în vedere că acea idee cu re-reglementarea, să mă rog, întârzierea reglementării, nu neapărat a fost o decizie bună, adică o decizie proastă. Pentru că nu liberalizarea crește sau scade prețul la gaze naturale, ci elementele care sunt în spatele acestei decizii. Adică liberalizarea, în general, scoate la suprafață toate mizerile care există într-un sistem. Asta s-a și întâmplat, de fapt, prin liberalizare, toate mizerile, toate minciunile, toate lucrurile care au fost ascunse timp de 10 ani de zile,
au ieșit brusc la suprafață în momentul de față și și-au arătat colțurile. Asta nu înseamnă că dacă liberalizarea nu se făcea, toate aceste mizerii nu ar fi continuat să existe și să ne afecteze. Probabil ne afectau într-un mod cu un impact mai mic la nivel zilnic, dar cu siguranță pe termen lung ar fi creat un element mult mai dezastruos decât ceea ce s-a întâmplat în această toamnă. Bun, și în condițiile astea vorbim și despre o reducere pentru 3 luni a accizei la carburanți, că litru, o să spun în fiecare zi, peste 7 lei la benzină. Dar e nevoie de acordul Uniunii Europene pentru a face această chestiune și după 3 luni iar se întâmplă ce s-ar întâmpla și în cazul plafonării acestor facturi la energie și la gaze, nu? Riscăm să nu primim oricum acordul. Dincolo de aspectul ăsta temporar și necesar în același timp, pentru că dacă nu vom acționa și în zona combustibililor lichizi, lucrurile se vor repeta așa cum s-au întâmplat pe piața de energie electrică. Trebuie să avem în vedere că impactul motorinei și a benzinei în prețul de cost și în serviciile pe care România le produce este mai mare decât cel al energiei și al gazelor naturale. Și atunci, pentru că să spunem că ne-am învățat lecția pe partea de energie și gaze, ar trebui să acționăm cu prioritate. Dacă aceste măsuri pe termen scurt se pot aplica, și aici trebuie să ne întoarcem la cauzele care există, iar aceste cauze sunt în general determinate totuși de un regim fiscal care se aplică în zona energetică mult dincolo de posibilitățile de astăzi. Dacă an de zile acest regim fiscal a fost un regim care putea să funcționeze având în vedere că aceste prețuri la combustibilii lichizi au fost într-o zonă, să spunem, rezonabilă sau echilibrată, în momentul de față vedem această escaladare a prețului barilului care conduce și la escaladarea prețului produselor petroliere. Vom depăși $100 pe baril cât de curând? Da, 100. Din păcate sunt prognoze care vorbesc deja de mai mult decât 100. Ceea 120 ce... la un moment dat. Exact. Ceea ce e deja foarte, foarte dureros și cu implicații extrem de mari în economia românească. Domnule Chisăriță, și toate vin în contextul acestei crize din Ucraina, să nu uităm, și aș vrea să-mi spuneți pe final cum ne va afecta această criză din Ucraina cu privire la prețul gazului, bineînțeles. Mă rog, sunt multe scenarii aici pe care le putem vedea, scenarii care, mă rog, pleacă de la aspecte radicale. Sistarea livrărilor prin sistemul de transport ucrainean e un scenariu care trebuie să luăm în considerare și care, din păcate, pe noi ne afectează direct. Noi avem undeva la 4-5% din totalul de gaze naturale care ajunge în România vine via Ucraina. În același timp, sistemele care s-au dezvoltat ca să înlocuiască Ucraina, în special sistemul de sud, încă nu este suficient de pregătit din punct de vedere al capacității ca să preie toate gazele care inițial treceau prin Ucraina. În același timp, trebuie să vedem că majoritatea țărilor care beneficiau de acest sistem ucrainean deja și-au încheiat contracte pe termen lung cu Gazprom și Federația Rusă, adică și-au securizat importul de gaze naturale, mai puțin România. România nu are astfel de contract. Și atunci, în situația unei sistări totale a gazelor prin Ucraina, România, din păcate, va fi una dintre țările puternic afectate prin lipsa acestor resurse care să fie securizate și, în același timp, bineînțeles că în momentul în care cererea va crește, oferta fiind mai mică, prețurile gazelor de import pentru România, pentru contractele pe termen scurt, pentru contractele spot, vor fi unele mult mai ridicate. Trebuie să avem în vedere că anul trecut am importat 27% din necesarul de gaze naturale. Anul acesta deja Petrom a anunțat o scădere cu 7% a producției de gaze față de anul trecut. Asta înseamnă că în anul 2022 vom importa mult mai multe gaze naturale. Dacă vor fi și mai scumpe, lucrurile vor fi grele. Domnul Chisăriță, vă mulțumim frumos pentru lămuriri. Și eu. Da, previziuni destul de sumbre, da, pe termen lung. Cred că dacă îl întrebam și de ce noi ajungem să, având în vedere că avem resurse, de ce ajungem să importăm condițiile în care am putea să producem, nu ne mai opream din aceste discuții. Oricum, mergem mai departe.